Lăudați să fie Domnul! Oamenii lui Dumnezeu vom rămâne în picioare pentru citirea pasajului din Scriptură și apoi o să vă invit să vă reocupați locurile. În seara aceasta vom citi din Cartea 1 Petru, capitolul 3. Știți că în pasajul acesta primele șapte versete sunt dedicate de Apostolul Petru învățăturii despre familie. Din aceste șapte versete, șase sunt consacrate învățăturii despre femei, despre surori, despre soții, și ultimul, cu numărul șapte, pentru soți, pentru bărbați. Să citim împreună Cuvântul Domnului. Tot astfel, nevestelor fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau din sfintele femei, care ne în un Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Ficele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, din cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Permiteți-mi să repet, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Amin. Vă rog frumos să vă reocupați locurile. Prin mila Domnului și prin bunăvoința fratelui postor, suntem din nou împreună cu dumneavoastră. Ne manifestăm recunoștința pentru ospitalitatea fratelui Pastor, a fraților din conducerea bisericii și a prietenilor noștri care ne găzduiesc și ne ajută să avem un timp frumos aici. Prețuim mult prietenia dumneavoastră și ne bucurăm întotdeauna plecând îmbogățiți cu amintiri bune, plăcute, frumoase, ori de câte ori vă vizităm. Aseară am avut părtășie și am spus câteva gânduri despre viața de familie. În seara aceasta am citit pasajul acesta care se, se constituie într-o învățătură practică pentru noi. De obicei spun faptul că atunci când vorbim despre familie ne confruntăm cu dificultatea banalului pentru motivul că viața de familie nu are secrete pentru noi. Dacă am vorbit despre Apocalipsa sau eu mai nu știu ce despre ce texte care poate că ne dau posibilitatea să spunem lucruri mai adânci, viața de familie este o chestiune, este o experiență în care ne naștem și acolo trăim de la maternitate până la mormânt. În seara aceasta vreau să spun câte ceva Continuând ceea ce am spus aseară, și o să încep prin a spune câteva riscuri despre căsătorie. Riscurile sunt comune și specifice, în egală măsură. Sunt comune pentru că și soția sau și soțul și soția sunt oameni, dar sunt și specifice pentru faptul că bărbatul este diferit de femeie. Și această diferență se constituie și în riscuri diferite. De pildă, cel mai mare risc pentru un bărbat este imaturitatea. Mai să știți că fetele când se nasc, fetițele, ele se maturizează foarte repede. O fetiță de 6, 7, 8, 10 anișori poate să aibă grijă de un copil mai mic. Ați văzut că ele sunt foarte serioase și preocupate să-și ajute mama la bucătărie sau să o ajute pe mama să îngrijească pe frățiorul mai mic sau pe suriora mai mică. Nu tot la fel putem spune despre năzdrăvanii de băieți, care și când au 15-16 ani, dacă nu mai mult, pur și simplu au un cap numai sport, numai alergare, numai competiție. Când eram mic, una dintre expresiile cele mai comune erau hai să băgăm o viteză să vedem care este primul. Nu știu de ce era așa de important să vedem cine iese primul, dar și acum suntem la fel. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Nu știu dacă aveți puterea să vă faceți vulnerabil și să recunoașteți cel puțin o parte dintre dumneavoastră care sunteți mai colerici, că așa este. De pildă dacă mergi cu mașina liniștit pe stradă, să zicem pe expres, și nu sunt multe mașini, și cineva te depășește, ți se întâmplă ceva spiritul ăsta de competiție al bărbaților pe care femeile nu-l au, te face să te întrebi, domne, cine să crede ăsta să mă depășească pe mine? Ce, eu cu scuterul? Nu ne place să fim depășiți. Imaginați-vă că ne urcăm în avion și știți că fiecare are o geantă, carry-on se numește, adică o pui acolo sus la bagaj, nu mă refer la cea de laptop, și Imaginați-vă că în timp ce vă puneți geanta, se ridică un bărbat de lângă și vă spune Domnul, îmi permiteți să vă ajut? Nu așa că vă simți îngrozitor de ofensați? Evident. Dar imaginați-vă că o doamnă face asta și se ridică un bărbat și spune Doamnă, îmi permiteți să vă ajut? Cum se va simți doamna? Ofensată sau onorată? Onorată. Dar de ce domnul e ofensat și doamna este onorată? Știm noi de ce. Băieții se maturizează greu și se maturizează târziu. Sunt două elemente care accelerează procesul de maturizare. Primul este munca fizică, munca, asumarea unor responsabilități profesionale și, în generația asta, pentru că părinții au muncit prea mult și au acordat prea multă grijă copiilor, asta se poate constitui într-o chestiune delicată. Și doi. Și mai accelerant este căsătoria. Soția are darul de a scoate tot parfumul dintr-un bărbat. Și el are toate șansele să se maturizeze prin căsătorie. Trebuie să recunoaștem că nu toți bărbații se maturizează suficient de bine. Și când o soție, o femeie, o fată se căsătorește și trec mai mulți ani, și el trece de 30 de ani, de 40 de ani, și se duce înspre bătrânețe, trece de 50 de ani spre 60, dacă el nu se maturizează, e foarte greu pentru soția aceea să-l mai respecte, pentru că e copil ros. Și ea, asemenea unei mame, trebuie să-l sfătuiască ce să facă, pentru că el nu are inițiativă. Da, să că știți că sunt unele familii care o duc greu, pentru că soțul are dificultăți cu asumarea responsabilităților. În afara casei este responsabilitatea bărbatului și în interiorul casei este responsabilitatea femeii. Nu vorbesc despre redefinim contemporane, că scopul meu nu este să mă bag în treaba asta. Am vrut doar să vă spun următorul lucru. Femeile se maturizează repede și sunt culturi unde fetele la 12 ani se căsătoresc, la 13 ani au copil, îl cresc cu responsabilitate și sunt în stare să moară pentru el. Însă un bărbat poate să ajungă la 20-30 de ani și soția să-i aducă aminte, ba una, ba alta. Să nu confundăm bătrânețea cu maturizarea, că bătrânețea e obligatorie, dar maturizarea e opțională. Ca să îmbătrânim trebuie doar să avem răbdare și să așteptăm. Ca să ne maturizăm, trebuie să ne disciplinăm. Maturizarea este obligatorie pentru un bărbat care are menirea să-și conducă familia. Al doilea, al doilea risc pe care îl au bărbații este pofta. Îmi veți spune, dar numai bărbații au probleme cu pofta? Și eu vă voi răspunde cinstit. Nu. Dar, în mod deosebit, bărbații au probleme cu pofta. De ce? Pentru că bărbații au chimie de inițiativă. Dar mai întâi o să citesc un pasaj din Scriptură. Dacă puteți să-l puneți pe screen. Epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 14. Citiți, vă rog. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui, nu de pofta vecinului, de pofta lui. Puneți și versetul următor. Apoi pofta asta a lui face pui, zămislește și dă naștere păcatului. Ispită, poftă, păcat. Ispita vine din afară sau din interior, se unește cu pofta din interior și produce un păcat. Spuneam mai devreme că bărbații au chimie de inițiativă. Dumneavoastră știți foarte bine că în omul e format din multe sisteme. Un sistem pentru respirație, unul pentru sânge, unul pentru digestie, unul pentru mișcare, dar este și un sistem endocrin. Și sistemul acesta endocrin, folosește neurotransmițătorii, folosește chimia din corpul nostru pentru ca să facă legătura între stimul, între percepțiile senzoriale, creier și reacții. Adică, Matei, capitolul 5, versetul 27, Vă mai aduceți aminte de el? pasaj din Scriptură care vorbește despre redefinirea redefinirea legilor din Scriptură, de fapt din capitolul 5. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulter, dar eu vă spun, versetul următor, că oricine cine se uită la o femeie ca să o poftească, ori și cine se uite la o femeie, dacă o femeie se uite la o femeie, nu, dacă un bărbat se uite la o femeie ca să o poftească, Femeile nu se poftesc una pe alta. Dacă cineva se uită la o femeie să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. De ce bărbatul se uită și femeia nu se uită? Se uită și femeia, dar ea nu are chimie de inițiativă. Ce înseamnă chimie de inițiativă? Cred că spuneam aseară despre faptul că băiatul este cel care curtează o fată. Fata. Vă mai aduceți aminte de Geneza 2, Dumnezeu o face pe femeie și Geneza 3? Dumnezeu o prezintă pe femeie și ea nu trebuie să facă nimic. Dacă ea există și devine vizibilă, e suficient. Asta a făcut Eva. A devenit vizibilă. Și Adam a căutat-o, a găsit-o și i-a vorbit. Întotdeauna băiatul curtează fata. El. Este stimulat prin vedere. Când băiatul vede, e gata. Când fata vede, doar consemnează că există cineva. Băiatul este cel care oferă inelul, cel care propune prietenia, logodna, căsătoria și în căsătorie inițiază actul intim. Bărbatul are neurotransmițători care folosesc anumite substanțe chimice, spre exemplu adrenalina dopamina, serotonina, epinefrina, ei toate acestea au anumite rolul de a transmite mesaj de la simțuri spre creier și de la creier spre mușchi pentru acțiuni. De pildă, când un bărbat vede, ați observat, când un bărbat vede o femeie, poate să vadă un om sau poate să vadă un obiect sexual. Matei, capitolul 5, versetul 27. Vede o femeie și pentru că o poftește, el nu mai vede un om. Vede un obiect sexual. De ce? Datorită poftei. Dacă cineva poate să devină curvar uitându-se, ca și cum ar fi comis adulterul, trebuie să acceptăm că între una și alta, din punct de vedere omenesc, e o foarte mare diferență. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu nu e nicio diferență. El spune că e la fel de adulter. Amendamentele acestea sunt mai multe în Scriptură, deși nu vreau să zăbovesc asupra la fenomenul ăsta, totuși o să le amintesc. Versetul, suntem în capitolul 5, Matei 5. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun, dacă cineva îi spune prostule și nebunule, l-a ucis. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu jur strâng, dar eu vă spun să nu jur deloc. Întoarcem pagina. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, ți-a scos dintele, scoate dintele, ți-a scos ochiul, scoate ochiul, dar eu vă spun, lăsați-i dintele și ochiul acolo și întorceți și obrazul celălalt. Versetul 43. Ați auzit că s-a zis, iubește pe aproapele și urăște pe vrășmaș. Dar eu vă spun, iubiți-i pe amândoi. Astea se numesc amendamente. Amendament este modificarea unei legi. Până acum a fost 30 de kilometri pe oră, pe strada asta, se face un amendament și de acum încolo e 35 de kilometri pe oră, sau 40, sau 50, sau 80. Nu vreau să... Rămânem prea mult asupra ideii. Am vrut doar să vă spun că bărbații, bărbații au substanță de inițiativă. Un bărbat, dacă vede, este pregătit, că e stimulat prin vedere. La el totul, dintre cele cinci simțuri, sunt multe, nu sunt cinci, dar astea cinci sunt văz, auz, miros, pipăi și gust. Astea sunt cele mai importante, percepțiile senzoriale fundamentale. Ei bine femeile trebuie atinse și mângâiate, de aceea e nevoie de preludiu în actul intim din căsătorie. Preludiu nu e pentru bărbați, e pentru femei. La noi preludiu ai văzut și n-ai nevoie de preludiu, dar ele... De aceea, fetelor li se spune, nu te lăsa atinsă de un băiat, că ți se decuplează sistemul de alarmă. nu lăsa să te atingă, că pe corpul unei fete sunt anumite zone care conduc la stimulare, ceea ce la bărbat se întâmplă doar prin vedere. N-ai nevoie de o a doua persoană, decât doar să o vezi. Trebuie să le spuneți fetelor dumneavoastră lucrul acesta și băieților. Dacă nu le veți spune, ei le vor învăța cândva, dar s-ar putea până atunci să facă o grămadă de prostii. Și ei nu vor să le facă. Tocmai asta este ironia că nu vor să le facă, pentru că o copilărie și o tinerețe întreagă sunt bombardați, și de părinți și de biserică, cu morala și principiile creștine. Dar pentru că nu știu cum funcționează motorul din interiorul lor, noi suntem înzestrați să fim ființe sociale, ființe sexuale, de aceea ne căsătorim. îi spune, nu spune asta la biserică, dar unde vrei să o spun? Numai aici o putem spune. Că este singurul loc unde se face educație cu membrii biserici. Este singurul loc unde se predică, unde se dă învățătură. Și ce rost are să spunem lucruri care nu interesează pe nimeni. Sau care sunt pur și simplu banale. Imaturitatea și pofta sunt cele mai mari două riscuri pentru bărbați. Sunt multe, dar acestea sunt cele mai mari. Un bărbat trebuie neapărat să se maturizeze pentru ca să fie vrednic, pentru a fi, pentru a fi admirat și respectat. Mai ales de soția lui. Și de asemenea, riscul poftei este teribil pentru un bărbat că el este înzestrat să ajungă la poftă foarte repede datorită capacităților lor de inițiativă. De aceea nu poate un, bă, un copil să se nască fără gen. Toți oamenii de știință spun asta, dar numai că politica nu i lasă. Un bărbat are creier de bărbat. Are chimie de bărbat. N-are doar organe intime de bărbat. Și o femeie are creier de femeie. Creierul de femeie localizat mai mult în globul din dreapta, acolo unde sunt centrii de emoție, acolo unde e intuiția ai bărbatului sunt în stânga, acolo unde este logica și orientarea în spațiu. Cele mai multe femei nu știu încotro este nordul, pentru că nu au chestia asta cu orientarea în, spa în spațiu. Toți bărbații știu unde e nordul. Pentru că un bărbat e făcut pentru afară, să se ducă în nord, în sud, în vest, dar în casă, ori nord, ori living room sau sufrageria tot aia, e aproape, nu trebuie GPS. Dacă am spus două riscuri pentru bărbați, haideți să spun și două riscuri pentru femei. Primul dintre ele, competiția. Competiția. Trăind și eu ca soț alături de soția mea, având două ofice, trăind între surorile din biserică, am constatat că una dintre marile plăceri ale unei surori este să-și cumpere pantofi de undeva și nimeni, nimeni, din adunare să nu mai știe de, unde să cumpere pantofi exact ca ăia sau o poșetă exact ca aia sau o rochie exact ca aia și de unde ai cumpărat rochia asta? Bă, parcă nici nu mai țin minte că am cumpărat-o un pic mai de mult. Dacă îl întrebi pe un bărbat de unde cumpărat mașina asta, o să-ți explice o jumătate de oră unde a cumpărat-o, fără nicio problemă că e teamă că o să ai și dumneata o mașină ca el. Competiția este una dintre riscurile femeii. Pentru că designul este foarte important pentru o femeie, dar nu e la fel de important pentru un bărbat. Pentru noi este importantă forța fizică, pentru noi sunt importanți banii, puterea, influența, prietenii. A doua este competiția. Riscul, riscul competiției și riscul goliciunii. Bărbații nu au probleme cu goliciunea. Pentru ei nu e nicio ispită să umble așa îmbrăcați, semi-îmbrăcați sau îmbrăcați pe jumătate. Dar dumneavoastră știți. Că, în general, când o femeie are o fustă scurtă, ne imaginăm că. Dacă un bărbat are pantalon scurs, nu ne imaginăm nimic. Sunt dispitit să intru în detalii, deși nu, 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 nu trebuie să fac asta, în sensul că nu vreau să vorbesc despre ceva anume foarte concret și doar vreau să spun câte ceva despre mai multe lucruri, dar aș vrea să vă spun următorul lucru. În Biblie hainele erau, țineau loc și de ecuson. De pildă, preoții aveau haine de preoți, nu mai se puteau îmbrăca cu haine din alea. Profeții aveau haine de profeți. Văduvele aveau haine de văduve. Să, să mi permiteți, vă rog, să spun ce urmează să spun și dacă vă supăr, să mă iertați. Iată că e alergat înainte o femeie, Proverbe 7, 7 cu 10. Știu că nu e chiar confortabil să citim versetul acesta, dar realitatea asta face parte din viața noastră. Existau haine de prostituate și astăzi există haine de prostituate. O prostituată nu poate și îmbrăcată oricum că nu-i funcționează businessul. Uitați-vă în Scriptură și o să vedeți lucrul acesta. Și dumneavoastră știți că mai există cel puțin un loc în Scriptură unde folosește exact, această exact aceeași afirmație. O femeie care era îmbrăcată într-un fel, dar stând la marginea cetății, s-a îmbrăcat cu alte haine. De ce? Pentru ca să transmită un mesaj. Sunt aici și sunt disponibilă. Oameni dragi, o femeie cinstită, o femeie care nu n are nimic de oferit nu face reclamă. Dacă cineva face reclamă, înseamnă că are ceva de oferit. Eu nu o să fac reclamă la ceasul meu pentru că n-am de gând să-l dau. Dar dacă aș avea 3-4 ceasuri, aș pune unul aici ca să-l vedeți și aș, aș aștepta să mă întrebați de vânzare și eu aș spune, bineînțeles, că doar de aia fac reclamă. O femeie serioasă se îmbracă serios. Ea nu, nu face reclamă la trupul ei, pentru că trupul ei e al soțului. Dar să știți ce spune Pavel: Corpul unei femei e al bărbatului ei. Și corpul unui bărbat e al soției lui. Mai lăsați mă să mai spun cu subînțeles și următoarea comparație. În orașul ăsta există mașini care sunt dedicate pentru transport în comun și mașini private. În mașinile care se transportă în comun se urcă cine vrea să meargă cu autobuzul dar în mașina mea personală, eu n-am nicio stație, nu opresc să iau pe nimeni niciodată, pentru că e mașina mea personală. Pantofii ăștia nu sunt comuni, sunt ai mei, numai ai mei. De când i-am cumpărat, nimeni nu s-a încălțat cu ei. Ei, o femeie e dedicată soțului ei și corpul ei e al soțului ei. Ea nu și expune părțile senzuale. Dar să știți că o femeie are părți senzuale. Ei, alea sunt ale soțului ei, ea le acoperă cu respect pentru că e o femeie credincioasă, e o femeie decentă, e o femeie care respectă pe Dumnezeu, și respecte bărbatul și se respectă pe ea. Feminitatea ei nu este expusă. Când vine o astfel de femeie la biserică, ori n-are minte, ori are ceva de oferit, ori a vrut să meargă în altă parte și s-a proptit aici. Goliciunea este manifestarea de Bărbații nu, nu, -au ce, nu e ispititor. Nu uitați că un bărbat trebuie să vadă ca să poftească și ca să vadă trebuie să aibă ce să vadă. Că dacă vii așa cu o rochie mai lejeră și mai lărguță, nu prea are ce să, ved, ce să vadă. Trebuie să te îmbraci într-un anumit fel ca să se vadă după ce se uită el. Sunt multe riscuri, nu intenționez să vorbesc despre asta. Am vrut doar să spun că imaturitatea și pofta sunt două mari probleme pentru bărbați. Și le scade prețul când sunt imaturi. Sau sunt niște oameni obsedați de poftă. Să nu spun obsedați altfel. Încerc să fiu cât, cât pot de decent în limbajul meu, dar până la limita la care. Pot totuși să spun ce trebuie să spun, că altfel, în afară de limbajul verbal, o să-l folosesc pe cel non-verbal, dar noi nu știm limbajul muților. Nici eu, nici dumneavoastră. Iar la femei, competiția și goliciunea sunt cele mai mari două riscuri. Haideți să vorbim puțin despre crizele căsătoriei și să surprindem puțin procesul intrării și uh, mergerii, înaintării în căsătorie. Crizele în căsătorie sunt multe, dar eu o să amintesc trei pe care le socotesc cel mai importante. Prima e criza mentalităților. Se căsătoresc doi străini care încep să se cunoască, care încep să le placă unul de altul, care încep să vorbească unul cu altul, care ajung la concluzia că se gândesc dacă nu cumva sunt unul pentru altul și până la urmă acceptă să se căsătorească și să întemeze o familie. E când ei întemează o familie, el vine cu el și ea vine cu ea. Două mentalități. El are mentalitate de bărbat și mentalitatea formată într-un anumit context. Familia lui, biserica lui, școala lui, experiențele lui, fricile lui, bucuriile lui și îl face un om unic. Ea vine dintr-o altă familie, probabil dintr-o altă biserică, are cu siguranță alte experiențe, altceva a speriat-o și au traumatizat-o cândva în viață. Și aceste două mentalități vor să se pună împreună. O căsătorie, să știți că e formată din două căsătorii, căsătoria lui și căsătoria ei. Există o criză a acomodării mentalităților. Problema nu-i cu trupul să-l acomodezi, că asta este cea mai ușoară acomodare, ba din potrivă mai sunt și atracție pentru asta, dar să acomodezi valorile, să acomodezi obiceiurile, prioritățile, asta este o acomodare foarte complicată. Căsătoria este întemeiată pe puncte comune, nu pe puncte diferite. Trebuie să ajungem la un punct de vedere comun. Dar el are mentalitatea lui, ia mentalitatea ei și la intersecția dintre mentalități se, se creează o tensiune și începe lupta pentru supremație, pentru control. Consensualitatea acestor mentalități poate fi consensualitate înseamnă să ajungi să în consens, în, în una cu alte cuvinte se realizează prin disciplină, prin omenie, prin comunicare și, în final, prin pocăință. A doua criză este criza monotoniei. Ce înseamnă criza monotoniei? Înseamnă că la un moment dat căsătoria devine monotonă. De ce? Pentru că orice experiență umană care se repetă devine monotonă. Dacă ziua de naștere ar fi în fiecare zi, ar ajunge o povară, nu ne-am mai bucurat de ea în veac. Știți de ce ne bucurăm noi? De lucrurile rare. Orice e rar, dacă e o singură dată, e fantastic. Dacă e două, de două ori, e foarte frumos. Dacă e de trei ori, e frumos. Dacă e de patru ori, e așa și așa. Dacă e de cinci ori, e nesuferit. Să vă dau un exemplu. Ați văzut Niagara? Ok, nu v-am... trebuie să vă întreb de ceva de pe continentul ăsta. Ați văzut... Uh... Poftim? Ok. Păi au văzut-o toți că sunt. A, nu. Ba da, suntem în Viena aici. Pe cum să nu o vadă că doar aici trăiesc. Haideți să vă întreb dacă. Nu știu ce să vă întreb. În sfârșit, ceva mai rar. Turnul fel, dar nu e mare filozofie că e tot pe aici. Imaginați-vă ceva foarte frumos undeva pe continentul ăsta, în zona asta, și dacă nu l-ați văzut, vă propuneți să-l vedeți vă propuneți să-l vedeți. Vă duceți, îl vedeți, faceți poze o grămadă, cel puțin 100 de poze și vă întoarceți acasă. Dar imaginați-vă că primiți un musafir și vă spune, vreau să mă duc să văd exact unde ai fost dumneata. Și zici, ok, te duc cu plăcere. Te duci, mai faci vreo două poze, lui îi faci o sută, că e prima oară. Să presupunem că mai vine cineva la anul și zice să-l duci tot acolo nu-ți place că te mai duci încă o dată acolo, iar când te duci acolo pentru dumneata nu mai faci nicio poză. Dacă mai vine încă unul și te roagă să-l duci tot acolo, dintr-o dată nu mai ai niciun chef să vezi locul ăla. Dar locul ăla e la fel de frumos, nu s-a schimbat nimic. Dar ce s-a schimbat? Eu mi-am satisfăcut curiozitatea. Știți ce vrea omul în viață? Vă dau voie să spuneți. Vrea să aibă ce? Vrea să aibă ce nu are. Vrea să fie ce? Vrea să fie ce nu este. Vrea să știe ce? Vrea să știe ce nu știe. Spune-i ce știe și o să zică, bă, dar tu glumești, tu ai impresia că eu nu știam treaba asta? Da, dacă nu știe, așa asta. Omul vrea să aibă ce nu are. Dar ce se întâmplă cu căsătoria? Oamenii de știință spun în baza statisticilor că la șapte ani este locul ăla văzut de vreo 50 de ori. Și acum trebuie să-l vezi toată viața, același loc. Oh, dispare plusul și apare minusul. Aproape că devine puțin enervant. Să nu zic banal, că banal e prea puțin. Ce se întâmplă cu un cuplu când apare monotonia și dispare atracția? Aseară vorbeam de atracție. Am vrut un pic să vorbesc și pentru fete și băieți că e în față la ei căsătoria, la noi în spate. Dar ce se întâmplă cu o căsătorie unde apare monotonia și atracția slăbește în intensitate ca, tele, ca un bec din ăla care se, se începe să se oprească curentul? Și semnalul e foarte slab. Cât de importantă e intimitatea într-o familie? Oamenii căsătorii știu cât de importantă este. Dar ce se întâmplă când nu mai există atracție? Că atracția este fizică. Cel mai important organ, permiteți-mi să spun asta, că n-am cum să vorbesc dacă nu vorbesc. Cel mai important organ sexual este creierul. Da, creierul. Și creierul vede prin simțurile și neurotransmițătorii care, asemenea, unor, unor, uh, unui internet transmite la, la creier imaginea și, dintr-o dată, apare dorința, adică pofta, cu alte cuvinte, dorința păcătoasă. Dar ce se întâmplă atunci când e așa de des experimentat fenomenul ăsta, încât pur și simplu nu mai ai atracție? Câte luni din lunile de căsătorie se numește de miere? Una. Dar de ce? Din cauza legii insuficienței permanente. Dar ce spune legea insuficienței permanente? Că ce te satisface astăzi nu te mai satisface mâine. Asta spune. Și vrei, altceva, ceva nou. Nou, 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 nou. De aceea oamenii cresc, pentru că nu sunt satisfăcuți de ce a fost ieri. Cea mai mare problemă au sangvinici. Ei se plictisesc cel mai ușor. Cei care sunteți sangvinici, dacă vă duceți într-un loc după două zile, vreți să plecați chiar dacă acolo curge lapte și miere. Și dacă aveți un tovarăș de viață care nu e sangvinic, pe la o să le enervați la maxim și o să la o să zică, man, dar cum vrei să pleci de aici? Că aici e așa de frumos aș a stat toată viața. Și te mănâncă pielea și spui, nu, no, hai să ne mutăm de aici, hai să mai mergem și în altă parte, să vedem ceva nou. Nou? Dar de ce să vezi ceva nou? Men Criza mentalităților, să știți că este o mare criză. Deși, de Deși noi stăm așa, așa uh, 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 aveți așa o înfățișare. Ca și cum nu prea ați înțelege despre ce vorbesc. Dar să, nu e nevoie să vă, să, să vă uitați așa, pentru că eu știu că dumneavoastră știți despre ce vorbesc. Criza mentalităților este o mare problemă, și să știți că este mai mare pentru surori decât pentru noi. Nu intru în detalii, evident. Dar vreau numai să vă spun că trebuie să aduceți din nou curiozitatea în cuplu, și în mod deosebit în intimitate, dar și în cuplu în general. Trebuie să aduceți din nou ceva ce surprinde. Mă veți întreba, dar nu știu, nu mă întrebați pe mine. Dumneavoastră, e treaba dumneavoastră, e căsătoria dumneavoastră. Eu mă gândesc la căsătoria mea. Dacă tot timpul e la fel, apare legea insuficienței permanente și spune cuvântul. Manifestările monotoniei sunt plictisala, detașarea emoțională și formalismul. Care sunt urmările monotoniei? Am să spun câteva, mă opresc, luăm o pauză și revenim cu timpul care rămâne. Prima pierdere este pierderea entuziasmului. Orice fată și băiat intră în căsătorie cu un entuziasm teribil. La un moment dat începe să se împuțineze ca rezervorul de la benzina din rezervor. Se împuținează. Tot mai puțin entuziasm, tot mai puțin entuziasm până când se întâlnește soțul cu soția și stau așa. Zâmbește-mă un pic! Nu mai pot să mai zâmbească. Nu, se mai, nu, mai, nu mai există entuziasm. Nu mai există scânteia aia, măreție aia, frumusețea aia. E muncă, muncă, copii, copii datorii, datorii, muncă, muncă, copii, copii, datorii, datorii. Ce se mai pierde? Se pierde politețea. Când se pierde politețea, să știți că sunteți pe topogan. Politețea nu trebuie să se piardă. Mulțumesc frumos, nu trebuie să se piardă. Dacă s-a pierdut, e problema dumneavoastră. Te rog frumos, nu trebuie să se piardă. Îmi pare rău, te rog să mă ierți, nu trebuie să se piardă. Draga mea, nu trebuie să se piardă. La 80 de ani, draga mea, prințesa mea. Dar tot ea e. Tot ea e, tot el e. Credeți-mă că tot eu sunt. Eu nu m-am jucat când eram copil cu mașinuți, că n-am avut. Și vreți să mă credeți că atunci când mă joc cu nepoții, mai dau și eu câteodată cu mașinuța. El crede că eu vreau doar să o dau la el. Dar îmi place nu mai îmi permit că sunt 62 de ani, 62 de ani și mai sunt și păstori și încerc să, să fie bine. Dar înăuntru nostru e un copil pe care îl legăm la ochi și de mâini și de picioare. Se pierde politețea și apoi se pierde admirația. Băiatul ăla la care te uitai ca la un... sau fata aia pe care o sorbeai din ochi, a devenit așa de obișnuită încât nu mai transmite niciun mesaj treci pe lângă ea când vii de la lucru plictisit, obosit. Când erați prieteni, tot așa vă întâlneați unul cu altul? Nu. De ce nu putem să ținem pasul? Îmi vei spune, dar nu mai simt la fel. Dar măcar să gândești dacă nu mai simți. Că n -avem, nu avem numai simță minte. Mai avem și minte, judecată, discernământ. Pierderea bucuriei și a interesului. Sau pierderea încrederii Atunci când se, încrederea se pierde ultima Când s-a pierdut încrederea, s-a pierdut căsătoria În gelozie se pierde încrederea În infidelitate se pierde încrederea O femeie care și-a pierdut încrederea A pierdut totul Dacă totuși rămâne în căsătorie Din rușine Pentru că e pocăită, pentru copii sau pentru alte motive Ea nu va mai fi niciodată o nevastă întreagă Va rămâne, va rămâne lovită în arii părestul vieții Sau invers un bărbat. Nu poți să ai o relație cu cineva în care n-ai încredere. Adică stai cu cineva în casă și știi că fură. N-ai încredere, nu. E, păi dorm cu un ochi și cu unul te uiți la geantă. Dar dacă ai încredere, dorm, frate, nu mai auzi nici șasul. E, când nu mai încredere, apare gelozia. Și Biblia spune că ea e mai, mai mare, mai grea decât moartea. Soților, ascultați-mă, ascultați-mă, fraților. Dacă am dezamăgit și am creat prea multe suspiciuni și și-a pierdut încrederea cu privire la soț. Singura problemă nu e că-și-a pierdut încrederea. Singura problemă e că nu mai poate fi recâștigată. Încrederea nu se mai recâștigă niciodată. Rămâne lângă Dumneata și îți va face reproșuri până când te duci la Domnul. Și asta este o parte a pedepsei pe care o meriți. O femeie nu o să poată să tacă niciodată. Va, îți va face reproșuri constant, 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 constant. Pentru că o femeie care și-a pierdut încrederea trăiește restul vieții în frică, îngrozită și în fiecare secundă vrea să te sune, să te întrebe unde ești, pentru că nu mai are încredere. Știe că minți, știe că exagerezi și știe că te ocupi cu prostioare. Sigur, poate fi și invers, dar bărbatul reacționează diferit. Vă spun toate aceste lucruri nu pentru că suspectez pe cineva, ci spun aceste lucruri pentru că trebuie știute. Dacă le știm, atunci vom fi mai motivați să avem grijă de ele și cel puțin vom ști că apropiindu-ne de zona asta nu există decât nefericire, decât conflict, decât însingurare și poate chiar despărțire să ținem la lucrurile astea cu sfințenie, să ne învățăm copiii și pe cei care ne sunt alături și să înțelegem că o familie unită este formată din doi oameni pocăiți, doi oameni cu minte, doi oameni atenți, doi oameni care se respectă și doi oameni care vor să facă ceva cu viața lor și ceva cu familia lor. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Vă invit cu respect să vă reașezați frați și surori. Spuneam în ultima parte a vorbirii despre crizele căsătoriei, și anume criza mentalităților, care pune în evidență procesul acela al unității, al punerii împreună a celor doi oameni, fiecare cu mentalitatea lui. Vorbeam de faptul că o următoare criză este cea a monotoniei, care creează rutină. Creează rutină, iar rutina aceasta fură entuziasmul, uimirea, fură surprinderea și creează plictiseală, indiferență. Și ultima este criza cuibului gol. Copiii se căsătoresc și pleacă, iar familia rămâne din nou, ca la început, din cei doi. Ea trebuie reinventată. Ea trebuie redefinită. În situația în care, în procesul creșterii copiilor, ca și în casa lui Iacov, tata a ținut cu un copil și mama cu altul, sau mama a fost cu copiii și tata cu altceva, când copiii pleacă, rămân doi străini acolo, care nu-și mai găsesc locul unul în viața celuilalt. Pot exista din nefericire astfel de crize și soții nu se mai regăsesc. Este bine să nu înlocuim niciodată soțul sau soția cu copiii, cu prietenii, cu părinții, cu biserica, cu nimeni. Absolut cu nimeni. Rolul soțului în viața unei soții este sacru și invers. Nici o mamă nu își poate permite să se lipească mai mult de copii sau de un copil decât de soțul ei. Pentru că legământul pe care l-am făcut, nu l-am făcut cu copilul, nici cu mama, nici cu tata, legământul facem cu soțul și cu soția. Avem un legământ cu Dumnezeu și nu-l putem încălca pentru că devenim infideli și avem un legământ cu partenerul și nu-l putem încălca. Copiii sunt importanți, sunt speciali, sunt prețioși, dar soțul rămâne tovarășul important de viață și invers, soția. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre atitudini ostile în căsătorie, atitudini care provoacă durere, răni și conduc la toxicitate. Eu am lucrat în combinatul chimic când am fost tânăr pentru că am avut nevoie de apartament și combinatul chimic îi momea pe oameni oferindu-le apartament cu chirie, pentru ca ei să vină și să lucreze în mediul acela toxic, acolo unde, datorită gradului înalt de toxicitate permanentă, oamenii se îmbolnăveau de obicei de plămâni sau se puteau îmbolnăvi de ochi, de inimă, de rinichi sau de alte boli. Tot la fel există toxicitate în familie, dar nu are legătură cu substante toxice, ci are legătură cu atitudini toxice. Critica este una dintre acțiunile toxice. Sunt oameni, mai ales flegmatici și colerici într-o anumită măsură, care critică absolut tot ce e de criticat. Și ei spun, dar n-am dreptate? Ba da, ai dreptate, dar cu dreptatea asta o să-ți familia. Ce-ar fi un păstor să vină la microfon și să critique într-una? Pe el îl critică că nu are nu știu ce, pe el îl critică că vorbește, pe el îl critică că se uită la telefon, pe el îl critică că... și toată, tot serviciul divin ar ține -o tot într-o critică. Ce părere ați avea? Cui ar place să fie criticat din culcare până în sculare? Omul e o ființă imperfectă și dacă vrei să-l critici, în fiecare clipă vei avea cel puțin vreo trei motive. Problema nu se pune dacă ai motiv, problema se pune chiar vrei să le folosești pe toate? Unde vrei să ajungi? Ce vrei să se întâmple cu critica asta care nu se mai potolește odată? O să vorbesc puțin despre lucrul ăsta. Critica presupune să ataci persoana, nu problema. Una este să spui ai mințit, ataci problema și alta e să spui, ești un mincinos, atunci ataci persoana. Una e să ataci problema și problema trebuie atacată, de fapt adresată, nu atacată. Dar persoana nu trebuie atacată, că persoana aceea este soțul meu, soția mea. E persoana cu care eu am făcut legământ. Eu nu vreau să distrug persoana aia. Eu vreau, dacă pot, să contribui la educația ei, la educarea ei. Eu vreau să o ajut să se corecteze, dar vreau să mă simtă nu ca pe domnul profesor, eu nu sunt domn profesor, eu sunt soțul ei. Critica presupune să învinuiești, să acuzi și ori de câte ori ai ceva de acuzat, te duci în istorie și adun toate lucrurile care sunt legate de chestia asta și spui, mai ții minte că așa ai făcut și acum câțiva ani? Mai ții minte, nu? Și începe să-ți dea 5-6 exemple din trecut. Trecut la care te-a criticat suficient atunci la vremea potrivit. Dar acum le mai au o dată la mână ca să poate mai curge ceva din lămâia aia, o mai apasă o dată, o mai stoarce odată. Cer o dată. Ce rostare! Frustrare, neînțelepciune, lipsă de tact, ființă neîmplinită, a cășuna pe viața, pe viața bietului om. Cine poate să trăiască într-o veșnică critică? Ce spune critica? Nu ești bun de nimic. Nu ești bun de nimic. Nici nu pui bine piciorul în casă, că ceva nu-i bine. Cine te pune să te uiți la ce nu-i bine? Uite te mă, omule, la ce-i bine, că sunt, e casa plină de lucruri faine. Unul-i rău și unul-i bun. De ce l-alegi pe la bun? Că așa ți-e Păi de ce, la ce de ce îl alegi pe cel rău? Că așa ți -e inima. De ce nu treci un pic peste ăla rău? Și dumitale ți-ar place să treagă dumnealui peste cel rău. Critica poate fi de multe feluri. Permiteți-mi să exemplific. Poate fi critică ca ajutor, spre exemplu, dacă vei continua în felul ăsta, nu se va alege nimic de tine. Dar de ce spui așa? Vreau să te ajut. Nu poți să mă ajungi puțin și altfel? De ce insinuiesc că nu va ajunge nimic de mine? Vrei să-mi spui că dacă vei continua în felul acesta, asta este o poziție de superioritate. Îi vorbești de sus cuiva care nu va ajunge niciodată acolo. Să știi că critica asta își atinge scopul. Dacă îi spui unui copil prostule, foarte probabil că va ajunge prost. De ce? Pentru că îi intră în cap până acceptă că e prost și apoi se va comporta ca un prost chiar dacă nu e prost. Eu știu o fabulă potrivit căreia o curcă avea mulți pui pe lângă ea și din întâmplare un pui de vultur a căzut în curtea cu pricina și puiul de curcă, puiul de vultur s-a aciuat, adică s -a, s -a stat pe lângă puii de, de curcă că erau aproximativ de aceeași vârstă. În timp ce au crescut, pui de curcă s-au făcut curci și puiul de vulturi s-a făcut vultur. Și cam în perioada aceea, un vultur mergea pe deasupra locului. Și puiul de vultur s-a uitat la vulturul ăla și i-a spus la mama curcă așa, Mamă curcă, așa mi-ar place mie să ajung când o să mă fac mai mare. Curca i-a dat un șoc în cap și i-a spus, vezi de treabă mă, că tu Ești o curcă și în veac nu o să ajungi așa. Și așa a fost. A murit acolo pe pământ fără să zboare vreodată. N-a știut că poate zbura. Pentru că a fost îndoctrinat că e o curcă proastă. E mai bine să-i spuneți copilului că e deștept decât că e prost. Pentru că v-ar place să aveți un copil deștept. E mai bine să-i spuneți lucruri pozitive. Atunci când vorbiți cu oamenii din familia dumneavoastră și sunteți supărați sau vreți să-i spuneți un lucru mai negativ, nu-i spuneți ce simțiți. Spuneți-i doar ce s-a întâmplat. Istoric. Când îi spuneți un lucru pozitiv, nu-i spuneți doar ce s-a întâmplat. Spuneți-i ce simțiți. Acolo e momentul să veniți cu o avalanșă de complimente, de felicitări, de aprecieri, pentru că niciodată nu-i destul. Știți predicatorul ăla căruia i s-a făcut pastorul gazdă, a fost un om foarte generos și l-a prezentat foarte pompos, foarte pompos. Și el a venit la microfon și a spus să ierte domnul pe fratele predicator, că pe fratele păstor gazdă că a exagerat, dar să mă ierte și pe mine că așa de bine m-am simțit când a spus ce a spus, mi-ar fi plăcut să fie adevărat. Fiecăruia ne place să se vorbească frumos despre noi și să se vorbească frumos cu noi. Când alegem să folosim critica, nu este rău dacă o folosim la vremea potrivită, sub condiția să o folosim cu tonul jos, cât se poate de jos. Pentru că mai grav decât ce spui este cum spui. Nu întotdeauna. Și mai și întreb, dar ce nu e adevărat? Da, e adevărat, dar felul în care spui e problema mea. Dacă îmi spui adevărul, nu mă deranjează. Sau dacă mă deranjează, îl suport pentru că e adevărat. Dar de ce te porți așa? De ce vorbești în felul ăsta? Una este ce spui și trebuie să spui adevărul. Și alta e cum spui. Trebuie să spui ca un gentleman, nu ca un țăran, chiar dacă vii de la țară. Nu ca un. Vorbește frumos că vorbești cu tovarășul de viață. Ai smuls-o de lângă maică-sa ca să-ți joc de ea o viață întreagă? Interesantă căsătorie. Critică de devalorizare. Ești un nepriceput. Te-ai dus în zona de minus și nu valorizezi. Devalorizezi. Îi îl, 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 îl iei cu penseta ultima picătură de ești un nepriceput, nu ești bun de nimic uite te mă și tu la vecinul sau la vecina, dar de ce ai interes așa de mult să-l urmărești pe vecinul? Apropo, ce, de ce? De ce ești cu ochii pe vecinul? Ce se întâmplă? Asta înseamnă că vrei să deții controlul și îl pui jos sau o pui jos prostindu-l, legându-te de anumite lucruri, exagerându-le și repetându-le. Critica de protecție. Știi că ești fricoasă, Știi că nu știi să conduci bine. Ai grijă la semafor. Când soția mea a făcut școala de șofer și a obținut permisul de conducere, am știut că soțul nu e persoana care trebuie să facă școală cu nevasta, să meargă cu ea, pentru că își permite prea multe și ea se supără. Dacă îi spune instructorul, ea nu se supără că e instructor. Dar dacă îi spune soțul ei, soțul ei. Trebuie să-i vorbească frumos, nu să răgnească în felul ăsta. Am știut asta și m-am înarmat, m-am pregătit bine, 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 bine și m-am urcat lângă ea cu hotărât să am grijă. Și nu știu cum nu mi-am dat seama, am încercat să-i explic că trebuie să schimbe viteza la 3000 de turații. Păi, omule, nu pricepea deloc turații, săracă. Nu știa ce sale turații, adică știa ce le sale turații, dar nu, 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 înțelegea ce legătură are turația, turații la motor. Femeile n-au legătură cu turațiile și cu motoarele. Și eu, fi atent, când ai ajuns la 3000 de ture și spunea, băi omule, nu pot uita la ăla cu turele, eu mă uit să văd pe unde merg și aici ce fac. mă, nu, mă uit așa, nu pot să mă uit așa. Și după aceea, Acă, era, era, niște balegă de iertați-mă, era aproape că a trecut pe acolo niște vaci, băi oameni buni, era așa câteva una după alta, ce credeți că a făcut cu roțile din dreapta pe acolo? Eu fiind așa mai cu beteșug, mai pichinez, domnule mi-a murdărit mașina, cum să calci mă fată în aia? I am zis, cât e șoseaua asta de mare, nu-i nimeni, drept în asta. Am ajuns la o intersecție, am luat-o la dreapta și trecea un pieton, atât de stresat a fost, încât era gata să se întâmple. Și a zis, eu cu mașina nu mai merg și n-am mai mers. Ne-am mutat în Statele Unite și de-abia, de-abia am convins-o ca să înceapă să meargă și acum merge. Merge bine, foarte bine, dar eu mi-am pus în minte treaba asta, eu știam, dar pur și simplu m-am comportat ca un soț, dacă nu era soția mea și eu eram instructorul și era o doamnă eu că nu-mi permiteam să-i zic de balică că femeia m-a plătit. Du-te, bă, și spală-ți mașina, lasă-mă cu balegă ta în pace. Dar fiind neva... Vă dați seama ce mare lucru că dăteam 10 lei, 15 lei, dar Critica de protecție. O altă, un alt gen de critică e critica care proș. Tu niciodată sau tu întotdeauna. Și urmează ceva. Asta este o critică care oferă frustrare, conduce la frustrare. Ei, critica asta nu îndreaptă. Una are rolul să impună superioritatea, alta are rolul să impună controlul, alta are rolul să limiteze, să intimideze, alta are rolul să conducă la frustrare, nu corectează, nu în felul ăsta se corectează. Eu am vrut să o ajut pe Carmen, pur și simplu nu am fost în stare am crezut că e mai ușor decât a fost. Și deși știam că soțul nu prea... Știam din poveștile la prietenii mei care aveau o mașină mai dinaintea mea, dacă vă spun una de la unul, nici nu vă vine să credeți, nu-i locul potrivit, dar o grămadă de povești comice, triste, ieșite din comun. Critica, trebuie... Critica nu trebuie confundată cu plângerea. Critica implică învinuire, atacuri la persoană și acuzații în timp ce plângerea e un comentariu negativ la un anumit aspect. Dacă vreodată vreți să spuneți ceva soțului, vă recomand cu respect să-mi permite să vă dau un exemplu. Nu-i spuneți tu ai făcut așa și așa și așa, spuneți-i așa, eu m-am simțit foarte rău și foarte prost aseară când s-a întâmplat chestia aia acolo. Îi spui despre cum te-ai simțit dumneata, nu-i spui ce a făcut el, că se va rățoi dacă îi spui asta, se va supăra, va trânti ușa, va trânti el ceva. Spune-i cum te-ai simțit tu în situația aia, că e vorba despre tine. Vei spune, nu contează cum îi spune aia, nu contează, știi bine că contează, că și eu dacă spun cum nu trebuie, te ofilești. O plângere se, com se concentrează asupra unui comportament, însă o critică se concentrează pe persoană, nu pe comportament. Nu atacați persoana. Vorbiți în așa fel să nu-l atacați pe om. Atacați ce-a făcut omul. Faceți o plângere, nu faceți o critică. Plângerea se concentrează pe acțiune. Critica se concentrează pe acționar. Și nici dintre noi nu-i place să fim luați în pensetă. A doua mare problemă este disprețul. Disprețul e mult mai grav decât critica. Disprețul, în comparație cu critica, este intenția de a insulta și de a abuza psihologic partenerul sau persoana pe care o disprețuiești. Disprețul este cea mai distrugătoare dintre toate emoțiile pentru că ridiculizează, umilește, demoralizează și, în final, distruge stima de sine. Eu am văzut soții în adunare, care atunci când a venit soțul la ea și i-a zis ceva, a început să se, să se așa. Și mi-am dat seama că femeia aia e la pământ cu nervii și că ani de zile el a terorizat Deci își pierde echilibru și face așa. Ca atunci când vine bomba și nu mai ai timp să-ți iei ceva. Asta e iubire? Vai ideea de iubire. Vai de ea de iubire! Când disprețul este folosit în familie, el se manifestă în multe feluri. De pildă cu porecle. Porecle. Ai frumoasă! Dar de fapt ai vrut să-i spui altceva, dar ai spus frumoasă. Sau insulte. Cum a fost maică ta, așa ieșit tu. Sau umor, dar umor sarcastic, ostil. Sau miștocăreală, sarcasm. Dacă mai întârziai un pic, venea seara. Ce vrei să-i spui? Mototoalo. Dar o îndulcești prin miștocăreală. Sau gluma. Gluma este metoda cea mai elegantă de a zbate joc de cineva fără ca să aibă dreptul să se supere că ai glumit doar, nu? ce nu știe nici de glumă, O, Bat jocora este de asemenea o altă metodă. O soluție pentru partenerul disprețuit este întotdeauna să spună cu voce tare care sunt calitățile lui în legătură cu disprețul care i-a fost servit. A treia metodă este defensiva. Defensiva este atitudinea de a te apăra, de a te apăra de cineva care te atacă. A fi defensiv este o atitudine, este un mecanism al sistemului de conservare. Sistemul de conservare este sistemul care dacă cineva trece pe lângă tine și îți face așa, ăla e sistemul de conservare. Sistemul de conservare folosește exact ce vă spuneam mai devreme, neurotransmițătorii, iar substanța care o folosește e adrenalina. Adrenalina este un turbo care e într-o punguliță dintr-un mușchi, și când creierul a primit semnalul unui pericol, el apasă pe mușchiul ăla, toată substanța intră ca o injecție în sânge și creează un supercharge ca să scap cu viață, rezistență la efort și performanță dincolo de limitele obișnuite. Vă dați seama ce bun a fost Dumnezeu? Un lup, un câine, un urs. Deci. Când adrenalina intră în sânge, ai capacitatea de efort mult mai mare decât de obicei, ca să scap cu viață. Dar asta se poate întâmpla și atunci când cineva te disprețuiește. Atunci când se întâmplă lucrul acesta în familie, de obicei sunt tot felul de propoziții, tot felul de afirmații. Din cauza ta m-am comportat așa. Sunt bărbați, eu am întâlnit mulți în viață, că la 21 de ani m-am pocăit și am avut 21 de ani și înainte de pocăință, care își bătea nevasta și întotdeauna spuneam așa, din cauza ta te-am bătut. Dacă tu nu făceai chestia asta, dacă tu nu vorbeai, nu te băteam, dar pentru că ai vorbit, te-am bătut. Hai să clarificăm problema. Când un om face un lucru, îl face pentru că a ales să-l fac. Punct. Nu e din nicio cauză. El a ales să-l facă. Dacă cineva te deranjează, ai putea să-l înjuri, nu? Ai ocazia să-l înjuri, că te-a deranjat. Dar ai ocazia și să taci. Depinde ce alegi. Depinde ce caracter ai. Că dacă n-ai caracter, sigur că te vei comporta ca atare. Când noi acționăm nepotrivit, n-am acționat din cauza cuiva, nu, am acționat din cauza noastră, că nu ne duce mai mult. Atât putem. Și dacă atât putem, atât facem. Nu există din cauza ta. Asta este o scuză pentru desene animate. Nu este o scuză pentru adulți. În viață, Hristos ne-a învățat să oferim și celălalt obraz, nu să-i scoatem ochiul celui care ne-a scos ochiul. De unde am învățat noi că am făcut asta din cauza ta? Eu mă pot comporta doar pe mine, nu pot să o, să, să o controlez pe soția mea. Ei poate scăpa o vorbă, asta nu înseamnă că trebuie să-mi scape și mie. Mie îmi poate scăpa o vorbă, asta nu înseamnă că trebuie să-i scape ei. Eu trebuie să fiu un amortizor în familie. Eu trebuie să amortizez o situație mai tensionată cu perspectiva împăcării. Ce rost are să ne mai avem câțiva ani de viață? Nu ne-a încertat destul. Iar tot cu poveștile astea de doi bani, la vârsta asta, te umflă râsul. Întotdeauna defensivitatea se manifestă prin anumite scuze, printr-un anumit specific. De pildă, întotdeauna caută scuze. În loc să cauți scuze, mai bine îți cer scuze. Când îți cau scuze, n-ai puterea să-ți cer scuze. Păi am făcut așa pentru că, ai făcut așa pentru că așa faci de obicei și nici măcar n-ai omenia și demnitatea să spui iartă-mă. Fără să mai spui iartă-mă, dar și tu mai ai enervat. Aia nu mai îți cer iertare. Aia e un fel de n-ar mai fi. Spune, domnule, simplu, iartă-mă pentru că te-am supărat. Punct. Atât. Și dacă zice, da, dar tu mereu faci așa. Ai dreptate, draga mea, iartă-mă. Dacă eu pot să aduc pacea în casa mea, dacă eu pot să aduc bani în casa mea, nu e așa că aduc. Dacă pot să aduc mâncare în casa mea, nu e așa că aduc. Dacă pot să aduc pacea în casa mea, nu e așa că aduc. Păi doar mi-am pierdut mințile? Eu mă duc să-mi fac de cap la mine în casă cu singura femeie pe care am ales-o să-mi fie soție și mai vin și la biserică. Adevărul e că nu-i rău că venim la biserică, e bine că venim, dar atât a venit la biserică ar trebui să facă niște schimbări. Mă gândesc că ar trebui să se întâmple niște schimbări. Te bagi în apă și tot uscat ești. Bă, omule, nu se poate, e o minune. Negarea responsabilității, respingerea presupunerilor, plângerea asta încrucișată, ba nu, ba nu, ba tu. Soția mea știe o poveste cu șoricelul, că s-au certat doi, era în luna de miere sau nu știu în ce lună și la început oricum și a ieșit un șoarece de undeva. Și nu ea, să știți cum reacționează doamnele când apare șoricelul. Șoricelul e un balaur cu șapte capete. Și dânsa a încercat să se cocoțe cât mai sus posibil, să nu cumva să o atingă fiara. Și a zis, vezi că ăla a ieșit de sub șifonier, uite-te repede sub șifonier, să nu mai fie cineva, încă unul. Și el asa, în primul rând n-a de sub șifonier. Da, de unde a ieșit? De sub aragaz. Băi, omule, eu l-am văzut cu ochii mei ca și de sub șifonier. Aragaz, șifonier, aragaz, șifonier și el poc! A pleznit -o. Și ea a spus nicio problemă. Ce dacă mai ai bătut? A încercat el să o împace, dânsa n-a mai vrut să se împace, el a încercat să o pace. și așa sughițând ultimile sughițuri din șirul la lung, a spus, Ok, dar să ne înțelegem, de sub șifonier a ieșit. Acum, hai să lucrăm pe cazul ăsta. La ce-ți folosește dreptatea asta, ca ieșit de sub șifonier? Hai să fim sinceri. Dacă ar fi o chestie unde e problema de bani, să-i pierzi sau să-i câștigi, luptă-te pentru dreptatea de a-i câștiga. Dacă e vorba de ceva care ți aduce un beneficiu, dar ca ieșit de sub frigider sau de sub aragaz n-are nicio importanță decât ambiția prostească, în situații de genul acesta trebuie să folosim următoarea metodă. Renunță la nevoia de a avea dreptate. De unde zici că ai ieșit? De sub șifonier. Ai dreptate. Veți zâmbi amândoi? Vă veți continua viața? Ăsta e un lucru pentru care să te lupți? Luptă-te pentru ce se merită. În viață sunt lucruri negociabile, și nenegociabile. După ce vă căsătoriți, hotărâți care sunt negociabile și care sunt nenegociabile. Nenegociabile este dacă ești bărbat, nu ai dreptul să ai numere de femei în telefon, decât numai dacă se justifică prin businessul pe care îl ai. Nu ai dreptul să vorbești cu femei, ai dreptul să vorbești cu soțul femeii. Îmi vei spune, ești absurd. Ok, sunt absurd, dar absurditatea mea te va ajuta în viață să-ți păstrezi familia și mântuirea. Nu mai vorbi cu prietena ta de dinainte de căsătorie. N-ai voie. N-ai voie să intri pe rețelele de socializare și să comunici cu femei. Nu ai voie. Ăsta este semi-adulter. Sau adulter în devenire. Vei spune exagerez. Știu, dar asta te ajută. Mă apropii de încheiere. O să spun câte ceva despre ultimul, împietrirea. Atunci când, în procesul căsătoriei, lucrurile astea se întâmplă, critica, disprețul, Defensiva. Împietrirea este ultima fază și asta înseamnă că devine imună sau imun. Pur și simplu nu mai reacționează la nimic. Se închide atât de tare, devine atât de indiferent sau de obicei indiferentă, încât pur și simplu nu mai interesează. Următorul pas este să plece. Comunicarea toxică de până acum e înlocuită cu lipsa de comunicare până acum se mai spunea prostule, prosto, acum nu mai zice nimic, dar pur și simplu e detașată sau detașat total, o detașare totală. Singura realitate e că doar mai stau în același hotel, adică în aceeași casă, dar legătură emoțională nu mai este nimic, zero. Scuza împietririi este neutralitatea. Intenția de a nu înrăutăți mai mult lucrurile, dacă o întrebi, de ce nu te mai implici? Dacă mă implic, se întâmplă mai rău. Nu pot să discut cu el sau cu ea. Și cel mai bine este să fiu absentă. În momentul în care comunicarea se oprește, nu mai există nici măcar o singură soluție pentru viitorul acelei familii. Pentru că întotdeauna lucrurile se rezolvă prin comunicare care ajunge la, con la consens. În comunicarea aceea îmi cer iertare, și dacă e nevoie, îmi cer iertare mai mult decât trebuia, pentru că pe mine nu mă interesează să spun două, trei cuvinte sau cinci, șase, zece. Pe mine mă interesează în viața asta scurtă și grea să mă înțeleg cu Doamna mea acolo acasă. Că acolo dorm, acolo mănânc și acolo mă duc să mă odihnesc. Dacă nu mă odihnesc, atunci de ce să mai mă duc acolo? Uneori mă înțeleg mai bine cu colegii decât cu propria mea nevastă, pe păi, dar ce fel de valoare am eu ca individ dacă se întâmplă asta? Aveți spune, da, dar tu nu știi cu cine mai căsători. Ba da, știu cu persoana pe care ți-ai ales-o și mai ta ți-a spus că nu-i bine. Dar ți-ai asumat responsabilitatea. Dacă ți-ai asumat responsabilitatea, ține-te de cuvânt. Tu nu poți controla pe ea, dar controlează-te pe tine sau nu-l poți controla pe el. Fii tu om el nu e. Ok, am înțeles, nu e. Fii tu om! Bărbații sunt mai predispuși să se împietrească, pentru că atunci când un bărbat se supără, el nu știe să reacționeze decât în două feluri. Primul fel este să se închidă în el. Bărbații au un sertar cu nimic în care se închid atunci când trec prin momente grele și ei se închid în ei, intră în sertarul ăla, se uită la tine, dar se uită prin tine. Nu te vede, nu te aude, ci el e la ședință cu comitetul lui, cum să iasă din... A doua, dacă nu o rezolvă pe asta, este violența. Devine violent, cel puțin verbal, de aceea 85% dintre persoanele care se împietresc sunt bărbați. Când un bărbat se-a împietrit, foarte probabil că nu se mai poate face nimic. Poți să încerci să nu zici nimic o săptămână, apoi să-l inviți și să existe intimitate după ce a mâncat bine, să te porți frumos, delicat, până reușește să iasă din, din închisoarea în care s-a ascuns. Când un bărbat se împietrește, el se împietrește mai mult, dar când o femeie se împietrește, devine mai încăpățânată decât un bărbat. Aceste patru atitudini ostile pe care le-am amintit, ele se întâmplă și aici noi le punem în evidență. Dar când se întâmplă în casele noastre, se întâmplă așa, una după alta, într-un fel, unul nu e neapărat unul, poate să fie doi sau trei sau patru. Însă dacă o familie care, care, vine la biserică trăiește în felul ăsta, credeți-mă că îți departe de pocăință, cum zicea bunica, ca și griva de iepure. Griva era câinele care urma să prindă iepurele. Dar în loc să se micșoreze distanța dintre câine și iepure, se mărea distanța dintre câine și iepure. Aș vrea să ne oprim și să ne pregătim de rugăciune. Vă propun să... Facem o aplicație practică și să ne rugăm. Există în scriptură foarte multe drame și noi o să folosim una din ele pentru ca să punem în evidență faptul că există posibilitatea să, să trăiești doar pentru a suferi. Și asta e o alegere. Tot ce facem în viață este o alegere. Statisticile spun că 90% din ce ni se întâmplă într-o viață sunt alegeri, 10% sunt hazard, în... s-a întâmplat. Deci erai pe un vapor și vaporul s-a scufundat. Erai pe o stradă și a căzut de pe acoperiș, acoperișul și te-a omorât. Erai pe trotuar și o mașină a intrat pe trotuar că șoferul nu știu ce a pățit, a făcut hard atac, i-a stat inima și te-a omorât. Dar în rest, 90% sunt rezultatele Alegerilor noastre, ale reacțiilor noastre sunt lucruri, sunt consecințe a ceea ce noi am făcut. Puneți vă rog pe screen Geneza 29. 29 cu 31. Citiți, vă rog. Citiți, vă rog, primul paragraf. Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Eu vă întreb, cui trece prin cap că Dumnezeu stă în drum de Lea să vadă dacă e iubită sau nu? Lea era o soră a unei fete frumoase, pentru care Iacov muncise șapte ani și neînțeleptul, că nu-mi permis să spun în biserică altfel de taică i-a dat-o pe cea mai... care nu era așa de frumoasă ca ea și ăsta când s-a trezit dimineața a văzut că nu era soția lui, ci era sora ei. Și s-a trezit omul cu două neveste, dar pe asta care a venit din întâmplare n-a iubit-o niciodată. Dar fata asta n-a vrut să se ducă, n-a fost alegerea ei, a fost împinsă. Dacă era fata mea, dacă aș avea o fată și ar deveni soția unui bărbat care în ar bio niciodată, aș mai putea să dorm? V-ați gândit vreodată că și fetele care nu sunt foarte frumoase la înfățișare au suflet, au un vis, au dreptul să fie iubite, îmbrățișate, respectate. Fete care nu sunt foarte siluete, înalte, blonde, brunete, eu mai știu cum să zic, cu ochii nu știu cum, ci sunt așa cum sunt. Orice ființă umană e la fel de valoroasă ca orice ființă umană, indiferent cum arată, poate să aibă un handicap, poate să aibă o incapacitate, orice ființă umană și mai ales o fată care ea primește ea se așteaptă să găsească pe cineva care să o iubească doar pe ea. Și datorită la taică o a ajuns să fie soție de serviciu pentru Iacov. Și singurul, pune-te rog, pune-te rog din nou, mulțumesc, singurul care a văzut durerea acestei femei a fost Domnul. Dacă doar lucrul ăsta l-aș spune în seara asta, s-a meritat să veniți la biserică. Singurul care a văzut amărăciunea ei, frustrarea ei, întristarea ei, a fost Domnul. Domnul a văzut că nu era iubit. Pe că s-o nu l-a interesat, dar pe Dumnezeu l-a interesat. Când vei trece prin necaz, nu te mai aștepta la tata, la mama, la nimeni. Domnul vede, îți vede durerea, îți vede Situația, necazul prin care treci, Domnul vede, Domnul știe, Domnul cunoaște, Domnul e cu ochii pe dumneata. Aleluia. Și priviți că nu doar vede, Domnul reacționează la ce vede. Și, deci, în consecință, în funcție de ce a văzut, Dumnezeu a hotărât ea să aibă copii și frumoasa de sorsa să nu aibă. Până la urmă, Dumnezeu a pedepsit opera Hela, datorită lui Iacov pentru Lea. Cel puțin din punct de vedere logic și omenesc, sună cam așa. S-ar putea în mintea lui Dumnezeu să nu fi fost așa. Dar a văzut-o că nu era iubită și a recompensat-o să facă copii. Dar nu e nicio ispravă să facă copii, că toate femeile fac copii. Dacă să nu fie toate femeile, sorul să n-a făcut, ca să se vadă diferența. Că dacă făcea și una și alta, unde era minunea? Nicăieri nu așa că multe sunt surori aici în biserică și amândouă au copii? Dar frumusețea de Rahela n-a avut copii. Haideți să ne uităm un pic la drama asta. Rahela era sterilă, era sterpă. Haideți să, să ne uităm. Pune-te rog 32. Lea a rămas însărcinată, a născut un fiu și i-a pus numele Iacov, uite-te la băiat, ăsta e băiatul tău. Ruben, asta înseamnă Ruben. Uite băiat, uite fiul, uite-l. Pentru ăsta trebuie să mă iubești. Ți-am adus un băiat, ăsta va deveni un viteaz, va sta lângă tine, va lupta lângă tine, te va proteja. Iubește-mă, omule! Că ce a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea. Femeia asta a știut că Dumnezeu o iubește și o apără. De aceea a putut să se comporte așa, iar în final o să fie de-a dreptul dramatic ce s-a întâmplat cu ea. Zice ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească. Femeia aceasta făcea copii ca să-i câștige dragostea. Fără să știe biata că dragostea nu se poate câștiga, ea doar se poate oferi. Dacă au măreție, vor iubi. Dacă nu au, puteți să faceți un autobuz de copii, că nu se va întâmpla nimic. Dacă se vor ține de cuvânt, veți fi fericite. Dacă nu, nu o să fiți. Fericirea dumneavoastră atârnă de demnitatea acestor soți de a se ține de cuvânt și de a vă iubi cum v-a promis înainte să vă căsătoriți. Să învățați pe fiicele dumneavoastră principiul ăsta și mai ales pe fiii dumneavoastră să învățați. să învățați și în culcare și în sculare. Pune-te, rog, 33. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu. Și i-a spus ascultare, adică, Doamne, iar mai ascultat. Doamne, iar mai ascultat. Dumnezeu ascultă. Vă rog, țineți minte, Dumnezeu ascultă. Te ascultă atunci când nu știi că te ascultă, dar prin credință asumăți că te ascultă. De unde știi asta? Datorită caracterului lui Dumnezeu. Datorită bunătății lui Dumnezeu. Nu pentru că meriți, spui nu meriți. Dar ce e nou în asta? Crezi că eu credeam că meriți? Știam că nu meriți, dar nu mă cunoști. Dar nu trebuie să te cunosc. Nimeni nu merită. E har. Faceți diferență între milă și har milă și har. Har înseamnă să ți se ofere ce nu meriți. Milă înseamnă să nu ți se ofere ce meriți. Meri să fii pedepsită, asta meriți. Dar mila biruiește judecata și Dumnezeu te iartă. Har înseamnă să ți se dea ce nu meritai, ți se dă iertare. Mila oprește pedeapsa, harul îți oferă ce nu meritai. Acesta este Dumnezeu nu e așa că ar fi bine să ne rugăm de dimineață 5-10 minute, vorbind cu acest Dumnezeu despre toate cele câte ni se întâmplă într-o viață. Dacă așa este Dumnezeu, nu este așa că ar merita 5 minute din viața noastră, măcar atâta cât mestecăm cu lingura în dorita cafea. Să știți că la mulți dintre noi, cafeaua ia locul lui Dumnezeu, îl concurează pe Dumnezeu, îi face competiție. Ea e mai iubită decât. Că dacă ar fi altfel, și ar face timp nu doar să bea cafea, și ar face timp și să se roage. Suferiți-mă, vă rog, că scopul meu nu e să vă jignesc. Eu nu sunt mai bun decât dumneavoastră. Eu sunt un om ca dumneavoastră. Pune-te, rog, 34. Ai crezut că scapi? iar a rămas însărcinată și a născut un fiu. Atenție! De data asta bărbatul meu se va lipi de mine, că i-am născut trei băieți. Băi, omule, trei băieți! Și a pus numele s-a lipit de mine. Și acum încheiem cu versetul 35. Aici este tensiune maximă. A rămas iarăși, a patra oară. Rahela, zero niciodată. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu, dar și a schimbat mintea. Trei încercări au fost suficiente ca să se resemneze și să înțeleagă că poate să facă 30, că el nu va iubi niciodată și fiți atenți ce spune. De data asta mă voi mulțumi doar cu iubirea lui Dumnezeu, cu atenția lui Dumnezeu. Cu ascultarea lui Dumnezeu și nu voi mai avea nicio așteptare la cineva care nu are nicio intenție să mă iubească, indiferent de ce fac eu. Am fost mamă de trei ori, i-am oferit trei băieți, dar pentru el nu însemn nimic, pentru că inima lui este la Rahela. Însă am și eu pe cineva care mă va primi în inima lui și acela este Domnul. De aceea. I-a zis Iuda, adică lăudat să fie Domnul care îmi va purta de grijă ca un soț, care mă va binecuvânta ca un soț, care va fi pentru mine protecție exact cum ar fi trebuit să fie soțul meu. Și această femeie a intrat sub autoritatea lui Dumnezeu. El a văzut că nu era iubită și a luat apărarea. El a binecuvântat-o. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Rahela și uitați-vă ce s-a întâmplat cu ea. O fată lipsită de frumusețe, a dat dovadă de un caracter dumnezeiesc, o încredere în Dumnezeu ieșită din comun. Dacă uneori nu ești iubită, Iertați-mi expresia, dar e prea prea populară să nu o spun. Nu vă puneți poalele în cap, cum zicea bunica. Adică nu vă, nu vă arătați ce nu este de arătat. Păstrați în intimitatea casei dumneavoastră defectele familiei. Rușinea familiei. Nu vă, nu vă spuneți soțului, nici mamelor dumneavoastră, nimănui. Dacă o singură dată îi spuneți mamei dumneavoastră că sunteți nefericită, ea până intră în pământ va o să creadă că sunteți nefericite și o să-i amărâți bătrânețea. Nu îi spuneți nimic. Dacă totuși trebuie să vorbiți cu cineva, duceți-vă la păstor că el vă e străin. Nu este atașat emoțional, nu vă e tată ca să fie subiectiv. El vă tratează ca un frate, ca un profesionist, el vă ajută, se roagă, dar se detașează că mâine vine altă persoană. Scoateți-vă din cap că păstorii spun, credeți-mă, acuzația asta este păcătoasă. Cum vă permite să credeți că noi suntem niște nebuni să spunem secretele de viață și moarte ale unei familii din biserică? Cum vă puteți permite asta? Asta este părerea dumneavoastră despre păstor? Stimate surori, dragi frați, în încheiere vă încurajez să ne uităm la drama acestei femei, la așteptările neînplinite și la un bărbat selectiv, în timp ce a acceptat să-i fie soț. Era bună să facă copii și atât, era bună să producă și atât, însă iubire zero. Gândiți-vă dacă nu cumva comercializarea căsătoriei este și la noi într-o mică măsură. Sunteți siguri, sunteți mulțumiți? de fiecare seară din anul ăsta în care ați ajuns acasă? Vă simțiți bravi pentru felul în care v-ați comporta cu soțiile dumneavoastră când v-ați întors acasă de la lucru? Poate nu v-ați făcut vinovați de ce ați făcut rău, dar probabil că v-ați făcut vinovați de ce n-ați făcut bine. Omiterea e la fel de vinovată ca și comiterea. Dacă vecinul i-ar da un buchet de flori, v-ați face foc. Dar de ce nu i-a dus Dumneavoastră un buchet de flori? Cine să-i aducă? Veți spune, nici tata nu i-a adus. Și vrei să rămâi cu 50 de ani în urmă, chiar crezi că te ajută cu ceva? Nu pledezi pentru flori. Pledezi pentru ceva ce îi transmite sentimentul că e prețioasă, că e unică. Femeia aia, care e soția dumitale, are nevoie să se simtă prințesă. Nimeni nu poate face să se simtă prințesă. Păstorul o face să se simtă membra a bisericii. Femeile de lângă ea o face să se simtă soră în Hristos, dar soțul ei poate să o facă să se simtă prințes, însă el e ocupat. Oameni dragi, bărbaților, ridicați-vă la nivelul chemării lui Dumnezeu, atingeți măreția, iubiți-vă nevestele nu cu gura, n-am timp să spun. Uitați-vă în versetul 7 din 1 Corinteni 13 și o să vedeți că iubirea e un verb. Crede totul, acoperă totul. Nădăj, speră totul și suferă totul. Știți ce înseamnă? Acoperă totul? Imaginați-vă că am un cearceaf în mână. Și aici este ceva ce nu trebuie să vedeți. Și imaginați-vă că iau cearceaful și învelesc amvonul cu el când veniți dumneavoastră în biserică. Mai vedeți ce este sub cearceaf? Lucrul ăla care nu trebuia să-l vedeți că era nepotrivit, nu-l mai vedeți. De ce? l-am acoperit. Noi vrem să ne schimbăm nevestele. Dumnezeu spune, nu se poate, acoperiți defectele lor. Sunteți pregătiți în seara asta să refaceți legământul, angajamentul cu Dumnezeu, că vă veți iubi nevestele acoperindu-le defectele, sperând că se vor schimba, suferind pentru ele. Sunteți siguri că puteți să faceți asta? Dacă ați venit doar ca să fiți informați, și pe Google putea să citiți lucrurile astea. Stimate surori, vă chem să renunțați la ce spuneam mai devreme. Renunțați la cicăleală. Renunțați la critică. Renunțați la dispreț. Renunțați la lucrurile acestea, mai ales la cicăleală și la critică. Să știți că asta nu face decât să încăpățâneze un bărbat. Dacă vreți, să primiți dragoste, încercați să respectați. Există un cerc numit cercul nebuniei. Când el simte că nu-l mai respecti, el tinde să nu te mai iubească. Când dumneata vezi că nu te mai iubește, el tinde. Dumneata tinzi să nu-l mai respecti. Când el vede că nu-l mai respecti, și mai mult tinde să nu te mai iubească și nu-l respecti că nu te iubește și nu te, respectă că nu, -l res nu te iubește că nu-l respecti. Și asta ca o roată la mașină, prinde viteză. Și dacă te întreb de ce nu-l respecti, nu mă iubești. Dacă îl întreb de ce nu, te, nu o iubești, spune nu mă respectă. Care va fi pocăitul să spargă primul gheața și să oprească roata asta? Așa se trăiește într-o familie, nu prin competiție, nu prin nebunie, nu prin încăpățânare, nu prin ambiție, nu prin luptă ci prin dragoste. Hristos când a venit la noi, n-a venit cu dreptatea. Dacă venea cu dreptatea, acum era în iad. A venit la noi cu dragoste. Renunță la nevoia de a avea dreptate. Nu face din casa dumitale un tribunal. Fă un loc al ar armoniei. Nu poți să ai și dreptate și pace. Una din două. Alege ce vrei să ai. Luptă-te pentru pacea din casă, luptă-te pentru pacea din, din suflet, luptă-te pentru casa dumitale, luptă-te mai mult decât pentru bani, pentru cetățenie și pentru mașina la care te uiți în fiecare zi la dealer. Haideți să ne ridicăm, să stăm în fața Domnului și să ne rugăm. Vă chem, stimați frați, simțiți-vă priviți de Dumnezeu, un Dumnezeu care așteaptă mai mult. Au trecut mulți ani. Am primit experiență, am trecut prin greu și prin ușor, Domnul ne-a purtat de grijă, în, în spatele nostru sunt urmele pașilor lui Dumnezeu. Vă rog, reacționați la această milă, la această investiție, la această bunătate, unii sunt prispitale, alții sunt în cârje, noi suntem sub binecuvântare. Aleluia. Intrați în voia lui Dumnezeu mai mult, folosiți-vă toată experiența de până astăzi, stimate surori, lăsați aici toate rănile și primiți vindecarea pentru că Domnul vă iubește. Deveniți niște surori smerite și respectoase. Nu iubiți pe bărbații dumneavoastră, respectați -i. Bărbații nu au nevoie de iubire, femeile au nevoie de iubire. Bărbații au nevoie să fie respectați, adică să fie validați. Asta înseamnă să fie apreciați pentru ceea ce fac. Ei trăiesc pentru utilitate, pentru performanță. Să intrăm în rugăciune cu adunarea.